Bună ziua, bine v-am regăsit la Zoom Sport, sunt Gianina Iacob. Notul este un sport sănătos pentru cei care îl practică de plăcere, dar mai ales pentru cei care fac performanță. O știu foarte bine, Camelia Potec, Diana Mocanu, Răzvan Florea, Beatrice Cășlaru, Dragoș Coman, Carmen Bunaciu, Ștefan Gherghel și mulți alții. Pe val în prezent sunt însă Daniel Martin, dublu medaliat la Jocurile Olimpice de tineret, dar și Robert Glință, de asemenea dublu medaliat european. Pe doi dintre cei pe care i-am enumerat îi avem astăzi în studio. Bun găsit, Camelia Potec și Robert Glință. Bine te-am regăsit, Gianina. Mă bucur mult să, de invitație. Să v-am într-o asemenea combinație în emisiunea Zoom Sport, pentru că și pe Robert îl așteptam de multă vreme, doar că nu s-au legat de lucrurile. O, plăcerea mea să fiu în sfârșit aici în fața dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag. Bun, începem cu tine, Robert, pentru că nu te-am mai văzut de mult. Care e programul tău în acest moment? Ce faci tu acum? La Jocurile Olimpice de tineret n-ai participat, că nu te mai încadrezi, bănuiesc? Am participat acum 4 ani, am avut niște rezultate destul de frumoase la vârsta aceea. Competiția a fost foarte acerbă la vremea aceea, în 2014 s-a desfășurat în Nanjing. Eu nu am fost anul cel mai mare, așa că m-am întrecut cu foarte mulți sportivi foarte buni, cu un an mai mare ca mine, care și-au menținut calitățile de sportivi de calitate și a fost foarte greu să trec de ei, până mai acum aproape de prezent. Dar acum toată activitatea mea se desfășoară la Izvorani, sunt în plină pregătire pentru campionate mondiale din decembrie, care, în bazin scurt, care vor avea loc în China. Asta pe termen scurt, este primul obiectiv intermediar, dar este, cum am spus, un obiectiv intermediar și pregătirea va duce, se va opri până la Tokyo 2020. Adică concentrarea mea maximă în prezentul în acest moment este Tokyo 2020. Ce înseamnă concentrare maximă? Ce implică această sintagmă? Tot ceea ce sunt eu în momentul de față și ceea ce fac se învârte în jurul notului. Adică mă dedic 100% antrenamentelor, cu tot ce înseamnă antrenamente în apă sau pe uscat, odihne, vitaminizării, deci nu încerc să-mi încarc programul cu nicio altă activitate extracurriculară, ca să spun așa, pentru că vreau să-mi investesc absolut toată energia și toată concentrarea în not, să scot cei mai buni din acesta. Camelia, poate să tot ai așa sportivi. La asta mă gândeam, că Robert este un exemplu nu numai datorită faptului că e deja campion și rezultatele au început să apară și sunt ferm convinsă că vor mai fi și pe viitor, dar este un exemplu și de om care respectă 100% programul unui sportiv de performanță. Nu face excese, nu iese din această concentrare a programului de performanță. De aceea, orice copil îl întâlnește pe Robert Glință să ia exemplu de la el, pentru că în momentul acela, sigur, este într-un moment al programului de sportiv de performanță. Robert, există cineva sau a existat în viața ta care să, nu știu, să s-i pus așa sula în coastă, băiete, tu apucă-te și fă performanță, că de asta ai nevoie, sau pur și simplu e o dorință ta interioară? Că... Niciodată nu am fost împins mai mult decât vroiam eu să fac. De fapt, prima dată când am venit într-un bazin de not a fost să vin să-mi epuizez energia și să mă joc. Așa am învățat și să not, iar eu până în prezent am început acum 12 ani să mă joc în bazin și niciodată nu m-am oprit. Pentru mine tot ce fac consider că este o joacă. Nu acord seriozitate maximă pentru mine este o plăcere extraordinară să fac not. De aceea mă joc la un nivel foarte înalt și se pare că mi iese foarte bine această joacă. Camelia, așa a fost și cu tine? De-ai luat medalii da, peste medalii? Și eu zic că sunt rare, să zic așa, exemplele a unor sportivi de mare performanță cu rezultate extraordinare atunci când sunt împiși de la spate. Nu ai cum să faci sport de înaltă performanță 10 ani, 15 ani de zile împins de la spate. Este imposibil. Poți să faci un an, 2, 3 ani de, 3 ani de zile până la vârsta majoratului, dar după aceea cu siguranță nu ajungi la 21 de ani împins de la spate către performanță. Sportul de performanță nu este ușor.
nu poate fi practicat decât de către cei care iubesc ceea ce fac, pentru că în fiecare zi este o autodepășire a limitelor unui om normal. Și atunci, în momentul în care ești împins de la spate, n-ai cum să suferi, cum spunem noi, în pregătire sau de două ori pe zi la antrenamente. Și da, ăsta a fost și cazul meu, am făcut de plăcere, încă îmi place să not, dar nu la nivelul care notam înainte și chiar mă bucur și am aceeași plăcere în momentul în care iau contact cu apa. A rămas sportul meu preferat, pe care îl practic și acum. Stăteam și am făcut așa o analiză cu producătoarea mea și vedeam ce performanțe s-au obținut până acum în natația românească. Chiar o să și rog regia să dea acel carton și vedeam că erai peste tot, Camelia Potec medaliată de nu știu câte ori la europene, Camelia Potec medaliată de nu știu câte ori la mondiale, Camelia Potec la Jocurile Olimpice. Da, a fost o perioadă frumoasă. Până acum o lună și jumătate a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Lucrurile s-au mai schimbat între timp și acum trăiesc o a doua perioadă cea mai frumoasă din viața mea. Și da, în momentul în care faci totul de plăcere, nu ai cum să nu ajungi la marea performanță. Și eu cred că am ajuns, așa că acum retrăiesc un pic aceste performanțe pe care le-am avut eu, le retrăiesc și prin ochii campionilor de astăzi și e alt sentiment. Bun, văd și aici, uite, campionatul european 2008, Camelia Potec s-a schimbat, da, campionatul, 4, da. Argint, apoi Camelia Potec bronz, Camelia Potec bronz. Acel argint a fost la o sutime de aur. Wow! Da, a fost dureros. Dar nu, asta este competiția, câteodată mai câștigi, altă dată mai și pierzi. Important este că și atunci când pierzi să câștigi ceva, măcar experiență și să-ți dai seama unde ai greșit. Deci noi întotdeauna considerăm că aceste curse pierdute la mustață sau acel podium pierdut la mustață e tot un câștig dacă atunci când tragi linie știi unde ai greșit exact și vei face tot ce îți stă în putință ca să nu mai greșești a doua oară. Ești în sentimentul Cameliei, da, pentru că blocul 4 și el are trăit. Bineînțeles, pentru mine este ori câștigi, ori din toate experiențele mai puțin plăcute, dacă nu îți atingi potențialul maxim, ai întotdeauna de învățat. Niciodată să nu te pleci pe urechea că a fost un eșec, pentru că din eșec putem să ne propulsăm cel mai mult spre înainte. Așa că m-am rugat, mă rog, nu pot să spun că m-am rugat ca să am parte cât mai multe eșecuri, dar toate eșecurile de care am avut parte în viața mea m-au făcut să ajung unde sunt în acum, în acest moment, în not. Vezi, e o mentalitate care este din ce în ce mai promovată, cel puțin la nivel teoretic și în țara noastră, doar că nu mulți înțeleg asta. Tu cum ai înțeles că eșecul te poate împinge de la spate către mai sus? Niciodată nu am vrut să renunț. Pentru mine a fost dorința de... Știam că nu mi-am atins potențialul maxim, iar eu nu am avut niciodată așteptări extraordinare de la mine. Nu mi-am impus limite, vreau să ajung până aici sau să scot timpul acesta. Niciodată nu am pus eu presiune pe mine, eu doar am încercat să mă concentrez pe pașii pe care i-am de făcut, să-i fac cât mai bine și mai sigur cu putință și să mă las surprins de cât de bine pot să înot, spre exemplu. Bun, hai să luăm un exemplu. Locul 4 în proba ta favorită de 100 de metri spate la campionatul european de la Glasgow. Locul 4... De anul acesta. De anul acesta. E frustrant. Adică nu e nici pe podium, dar nici prea în afara lui. Cum ai reacționat? A fost extrem, extrem, extrem de dureros acest loc 4. Tocmai începusem pregătirea de 3 luni și jumătate în noua formulă cu domnul Silviu Anastase și antrenorul secundar, antrenor de sală Bogdan Dimean. Am apucat să ne cunoaștem cât de cât și pregătirea a decurs extraordinar, de aceea pot spune că am plecat la aceste campionate europene cu așteptări foarte mari pentru că eram atât de sigur pe noi, iar tocmai din această cauză, obținând un rezultat extraordinar de frumos în proba de 50 de metri spate și trecând cu bine cu medalia de argint această probă, am fost extraordinar de încrezător în proba de 100 de metri spate. Însă am rămas fără energie pe ultimii metri și de acolo am avut cel mai mult de învățat pentru că am simțit cursa și știam unde trebuie să umblu,
bineînțeles, soluția a venit ulterior, după ce am stat foarte mult de vorbă să ne cunoaștem eu cu antrenorul meu, să vedem ce este de făcut în continuare, dar a fost extraordinar de dureros pentru că nu mă așteptam. Adică așteptările mele erau foarte mari și, bineînțeles, când ai așteptări foarte mari și nu întâlnești acele așteptări, vin dezamăgirile cel mai mari. Și din acest lucru, lecția pe care am avut-o de învățat este să nu mai am nicio așteptare de la mine, să fac tot posibilul să iasă cât mai bine și să mă surprind de cât de bine o să iasă lucrurile. Bun, de învățat. De băgat la cap, ca să zic așa. E, noi știm că tu mai ai și altă pasiune în afară de not. Te mai joci și în alt mod. O să vedem un reportaj cu tine realizat de colegul meu Răzvan Ionașcu și apoi ne întoarcem aici în studio. La 21 de ani, Robert Glință poartă pe umeri o responsabilitate imensă. Este considerat sportivul care poate duce din nou natația românească pe podiumurile marilor competiții. Iar rezultatele lui ne dau speranțe. În luna august a câștigat medalia de argint la campionatele europene în proba de 50 de metri spate. Performanța cere însă sacrificii, iar tânărul Robert nu a fost lipsit de probleme de sănătate. A fost nevoit să ia o pauză din cauza supra-solicitării organismului. Tot răul a fost spre bine. Robert s-a refugiat în fotografie și și-a descoperit astfel a doua mare pasiune, după înot. Am avut atât de mult timp liber încât nu știam ce să fac cu el. Și atunci am zis că ar fi cazul să-mi găsesc un hobby sau să-mi creez unul. Am fost la primul magazin de electronice, mi-am cumpărat un aparat de fotografiat. Următorul pas a fost să mă duc în natură, de unul singur, și să încerc să fotografiez ce consider eu că este frumos. Și nu m-am oprit doar la stadiul de fotografie, îmi place să duc mai departe și în procesele ulterioare de editare, de post-processing, cum se spune. Este una din metodele mele de a mă detașa complet de not și de a mă reculege și a-mi recâștiga energia și plăcerea și satisfacția de a rămâne în continuare în bazin și de a-mi da 100%. Fiecare fotografie reprezintă ceva aparte pentru Robert, dar există una care este extrem de aproape de suflet. Am foarte multe fotografii de apus, cu sora mea fiind în cadrul principal. Este o compoziție foarte frumoasă și, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai reușite fotografii ale mele. Deși antrenamentele îi ocupă cea mai mare parte a timpului, Robert vrea să-și perfecționeze și tehnicile de fotografiere. Îmi place foarte mult astrofotografia, însă nu am avut ocazia de când mi-am achiziționat noul aparat, mult mai performant decât cel anterior, să merg în natură noaptea și să pândesc galaxia noastră, Calea Lactee, pentru că depinde de foarte mulți factori, și anume trebuie să fiu foarte departe de oraș ca să nu existe poluare de lumină, trebuie să am grijă ca luna să nu fie pe cer, pentru că și luna generează la rândul ei lumină și îmi poate împiedica fotografierea galaxiei. Bineînțeles, condițiile meteo trebuie să fie favorabile, să nu fie niciun nor pe cer, și galaxia trebuie să fie cât mai pe centrul cerului de unde mă situez eu ca să pot să o fotografiez. Deci există aplicație pentru pasionații de astrofotografie, dar este o planificare foarte temeinică și de aceea nu pot să merg atât de des să fac ceea ce îmi place. Și pentru că orice pasiune cere sacrificii, Robert a dezvăluit că hobby-ul său nu este la îndemâna oricui, cel puțin nu din punct de vedere financiar. Primul aparat foto, chiar dacă am încercat să fie cât mai, să mă satisfacă pe mine ca și un începător, clar, primul aparat foto, nu puteam să mă gândesc că pot să fac mare lucru cu el, pentru că abia începusem să învăț setările practic de bază ale unui aparat foto. A fost în jur de 2000 de lei. Ulterior, când m-am perfecționat mai mult, ca să zic așa, în domeniul fotografiei, am zis că este timpul pentru o schimbare și am decis să pun mâna, bineînțeles, după o căutare foarte temeinică și să fiu sigur că investiția pe care o voi face este foarte bună. Am cumpărat un Nikon D750,
care a costat în jur de 7500 de lei. Notul rămâne fără îndoială pe primul plan, însă Robert a găsit varianta ideală pentru a îmbina cele două mari pasiuni din viața sa. Se poate spune că cea mai valoroasă fotografie pe care ți-o poți face ție însuți va fi fotografia de la Jocurile Olimpice cu tine pe podium? Să sperăm, Doamne ajută, că se va întâmpla lucrul acesta. Cu siguranță pot să spun că fotografia cu mine de pe podium de la Tokyo 2020 o să fie un poster foarte, foarte mare care nu o să lipsească de nicăieri unde voi merge. Am revenit în studio, așa că fotografia este a doua pasiune a lui Robert Glință. După not, mulțumim Cristi Roșu, Răzvan Ionașcu și Andrei Hristu pentru că au reușit să facă un material foarte frumos, care bănuiesc că ți-a plăcut și ție ce a ieșit la final. A fost extraordinar, aproape mi-au dat lacrimile de cât de bine a putut băieții de la reportaj să lucreze acest material. Super, mulțumim mult de tot. Povestește-ne mai mult despre pasiunea asta a ta. Faci fotografii extraordinare. Vă mulțumesc foarte mult. Pentru mine înseamnă foarte mult pentru că totul a început ca un hobby. După cum am spus, am început să fac singur și ce găsesc cel mai relevant în fotografie și ce îmi creează cea mai mare satisfacție este că arăt lumii perspectiva mea asupra unui obiect. Mm-hmm. Pentru că prin felul cum fotografiez lucrurile pot să arăt lumii că uite, așa am văzut eu momentul ăsta al vieții mele. Perspectiva, adică unghiul din care fotografiez sau ce culori vreau să accentuez în continuare în procesul de editare, va da un aspect unic al fotografiei sau obiectului sau persoanei pe care îl fotografiez, unică, care, adică fiecare poză spune o poveste, are un simbol aparte pe care încerc să-l integrez în fiecare fotografie. Ce urmărești să scoți cel mai des în evidență într-o fotografie? Depinde, încerc foarte... Am o diversitate foarte mare pentru că îmi place să jonglez foarte mult cu detaliile încât ca să-mi iasă o compoziție de care să fiu mulțumit trebuie să țin cont de foarte mulți factori. Și de cele mai multe ori nu am un... stadiu final la care vreau să ajung. Că nu am așteptări, exact ce am spus mai devreme. Mm-hmm. Nu am nicio așteptare de cum vreau să fie o poză. Adică mă concentrez doar pe ce vreau să introduc într-o poză și nu fac doar o singură poză. Încerc din mai multe unghiuri, apoi în procesul de editare mă joc cu toate setările la maxim, la minim și văd care se potrivește cel mai bine cu tonul fotografiei. Spre exemplu, aceasta am modificat foarte mult aspectul ierbii ca să dea un ton mai de calmitate și de melancolie de toamnă. Bun, acum că stai la Izvora, n-ai unde să faci poze pe acolo? Desigur, sunt foarte multe zone în care aș putea să fac poze și cel mai frumos lucru în fotografie este că nu trebuie să ai un lucru fix sau un obiect care să-l urmărești să faci poze. Frumusețea fotografiei este să faci dintr-un obiect cât mai simplu ceva extraordinar. Uh-huh. Iar poți să faci ceva extraordinar chiar și din, a fost mai devreme, un băț cu ceva, nici nu știu ce era, păr probabil la un moment dat sau lână dintr-o capră sau oaie pe care l-am văzut când eram pe un deal în niște chei de lângă orașul Cluj, nu mai mi-aduc aminte exact. Mi s-a părut extraordinar, am adus cât se putea de aproape și am făcut focusul cât se poate de clar și a ieșit ceva unic. Adică mie mi-a plăcut foarte mult acel obiect cât se poate de simplu, un băț cu ceva care sufla în vânt. Sincer, chiar nu știu ce, nici până acum ce era acea chestie. Aici e sora ta, nu? Aceasta este fiica antrenorului meu, Sofia, okay. O cheamă. Sora mea este în... Într-o altă poză. Așa este, poza cu apusul, da. Face not și ea? Sofia sau sora mea? Sora ta. Nu, frații mei nu fac not, sunt amândoi artiști, sunt la liceul de artă Dinu Lipati din Pitești, mari pianiști, cel puțin fratele meu niciodată nu încetează să mă uimească de cât de bine poate să cânte la pian și cât de ușor poate să manevreze clapele cu o lejeritate și o dexteritate extraordinară. Adică am avut foarte multe de învățat și de la el. Și la apreciez, este extraordinar de bun și sora mea tot la pian a început și din clasa 5-a a preluat al doilea instrument, flaut.
Și dar cântă și cu vocea, nu? Cântă și cu vocea. Sora mea este extraordinar de artistă. Acum s-a apucat și de dansuri și încearcă să vadă artă în tot ceea ce face. Cum scrie, cum desenează, încearcă orice este creativ pentru ea. Încearcă să creeze întotdeauna ceva unic care să fie original pentru ea. Este extraordinar. Și ne mai mirăm de unde ai tu această latură de artist, dacă s-a, nu știu, se trage în familie. Da, așa exact. Este. Cu siguranță de la ambii părinți am cu toții am obținut câte ceva calități. Mama este o scriitoare deosebită și scrie extraordinar de frumos. Are 3 romane, l-a trimis pe al 4-lea la o editură. Are multiple cărți de poezii pentru copii, de colorat, cu poezii despre chestii super obișnuite și normale, despre furnică, despre toamnă, despre primăvară, are niște cuvinte deosebite și cu siguranță toți am preluat această iubire de artă prin partea mamei mele, iar tata este un puternic, desăvârșit, deosebit, are o stăpânire de sine și un control și o determinare fabuloasă pe care de asemenea se regăsește în noi și avem de fapt niște părinți extraordinari care ne-au învățat atât de multe lucruri pe noi copii. Camelia, iată, ai un sportiv la tine. România are un sportiv exact. de excepție și care face artă și în sport, cum asta ar veni. Mă uit cât de frumos este aici la emisiune, pentru că ne detașăm un pic de sportul de mare performanță și vedem cum un mare campion al României vorbește atât de frumos de familia lui, de ceea ce îl înconjoară, de pasiunile lui și chiar parcă sunt așa atât de entuziasmată să văd și cum descrie toate aceste lucruri, eu știindu-i familia și știind despre această pasiune a lui Robert, niciodată nu l-am auzit vorbind atât de frumos despre ceea ce el de fapt creează. Și da, cred că toate sunt în strânsă legătură și asta îl face și campion în sport, pentru că în viața unui om se regăsesc toate laturile ca să facă acel tot unitar la sfârșit, și anume acel Robert Glință pe care îl știm de pe podiumul de premiere de la marile competiții. Un campion din ce în ce mai mare începe să devină și Daniel Martin, un alt sportiv oarecum din generația ta, un pic mai mic, cu câțiva ani, 3 ani. 3 ani. A câștigat argintul la 200 de metri spate și tot argintul la 100 de metri spate la Jocurile Olimpice de tineret. Haideți să vedem un pic povestea lui și ne întoarcem aici. Înotul românesc are mari șanse să revină pe podiumurile marilor competiții. La 18 ani, plinit pe 5 octombrie, Daniel Martin a câștigat 2 medalii la Jocurile Olimpice pentru tineret, ambele de argint la 100 de metri spate și 200 de metri spate. Performanțele tânărului vicecampion olimpic nu sunt însă întâmplătoare. În urmă cu 3 luni la campionatele europene de junior a câștigat aurul în proba de 100 de metri spate și a stabilit un nou record național la categoria lui de vârstă. Martin s-a întors cu medalii și de la competițiile majore din 2017, argint la campionatele europene și bronz la mondiale în proba sa favorită 100 de metri spate. A revenit în studio Camelia. Daniel Martin, ce-ți spune acest băiat? Păi ce ne spune tuturor, un sportiv de excepție, un campion al României, un campion pe care iată că ne putem baza la toate competițiile internaționale la care participă. Și eu sunt foarte convinsă că este un sportiv pe care ne vom baza în continuare. Eu sunt foarte mândră de acești doi sportivi, și de Robert și de Dani. Chiar dacă nuată aceeași probă sau una dintre cele două probe pe care le nuată amândoi este 100 metri spate și la un moment dat o să se întâlnească direct în marile competiții. Sunt foarte mândră de ei pentru că au ajuns la nivelul acesta. Ei sunt foarte buni prieteni în afara bazinului, dar în bazin știu fiecare știe ce are de făcut. Și Dani este un sportiv ambițios. Este un sportiv care anul acesta, iată, are 4 medalii foarte importante, titlul european la junior și argintul de la 200 de metri spate la europenele de junior și aceste 2 medalii de argint de la Jocurile Olimpice de tineret. Și ce pot să spun este că
Drumul lui este bun. În momentul de față chiar foarte bun. Anul viitor deja o să intre în arena seniorilor. Chiar dacă timpii lui sunt și acum pentru un top mondial de seniori, el de anul viitor va intra la campionatele mondiale, așa că îi vom vedea pe amândoi în Coreea, în probele de spate, luptându-se pentru o medalie la acele campionate mondiale. Eu sper să fie amândoi acolo și de ce nu pe același podium. Dar nu este presiunea foarte mare pentru că, așa cum a spus și Robert, obiectivul final pentru amândoi va fi Tokyo. Daniel Martin, prieten și cu Daniel, Robert. Bineînțeles, este unul din singurii, de fapt, sportivi în activitate pe care îl apreciez fantastic de mult. Ne știm de foarte mult timp, am schimbat foarte multe vorbe la concursuri și are... Copilul ăsta are o determinare în el extraordinar. Eu n-am mai întâlnit așa ceva, nici măcar la mine. Este extraordinar de serios și un câine, cum se auto-caracterizează el. Chiar dacă el realizează un rezultat excepțional sau chiar extraordinar, fabulos, pentru el întotdeauna este loc de mai bine și tânjește spre mai bine. Adică nu se lasă mulțumit niciodată cu ceea ce face. Ceea ce îl lansează mai mult și îi crește determinarea și mai mult să ajungă și mai sus, și mai sus, și mai sus. De asta a ajuns acum să obțină și aceste două medalii de argint după un alt notător foarte bun, rusul Koleshnikov, care și pe mine m-a bătut, am luat și bătaie de la el. Așa că Martin, apropiindu-se atât de mult de acest rus, este extraordinar și sunt convins că asta îl motivează foarte mult pe viitor. Știe că este o responsabilitate foarte mare și își găsește cu siguranță foarte, foarte multă energie. Își trage din aceste medalii să tânjească spre mai mult și mai bine. Vreau să continuăm un pic discuția vis-a-vis de Daniel Martin. Ți se pare că seamănă cu tine un pic? Pot să zic că împărtășim aceleași calități, însă amândoi excelăm pe niște chestii specifice ușor diferite. Pentru mine totul este o joacă, iar pentru el munca este o plăcere. Uh-huh. Pe mine nu mă deranjează să muncesc atât de mult, dar pentru el se vede că o face cu atât de multă pasiune și îi place atât de mult să muncească și de asta ajung și aici. Și asta este și frumusețea sportului. Cu siguranță ce aș face eu nu i s-ar aplica lui Dani Martin sau ce ar face el nu mi s-ar aplica mie, dar ceea ce facem în felul nostru ne-a ajuns pe fiecare să ajungem atât de departe. Pentru că fiecărui sportiv îi se potrivesc chestii specifice, pentru că niciun sportiv nu este asemănător cu altul, iar el a fost suficient deștept să știe ce îi trebuie, el împreună cu antrenorul lui și cu toată echipa lui care îl susține, și împreună au ajuns să-și perfecționeze toate calitățile și cu siguranță încă mai are foarte multe de descoperit și de învățat. Și de asta eu cred în el că va ajunge unde își dorește. Acum, după competiția din Buenos Aires, a declarat că vrea să fie cu tine pe podium la Tokyo. Ce spune declarația asta? Eu spun doar să ne ajute Dumnezeu să se întâmple așa cum a spus el. Bun, așa să fie. Scurt și la obiect. Camelia, revenind la tine. La 2 săptămâni de la nașterea fiicei mele pot spune că iubesc să fiu mămică la fel de mult cât iubesc sportul. A fost declarația ta pe Facebook imediat după ce ai dat naștere unei vieți. Cum te simți în calitatea aceasta de mămică, de proaspătă mămică? Cum să mă simt? Mai ambițioasă, mai în formă, pentru că acum parcă viața mea s-a schimbat dintr-un punct de vedere, dar parcă am mai multă energie, parcă am mai multă ambiție și e altceva. E altceva și când am făcut acea declarație că iubesc viața pe care o am acum la fel de mult adică iubesc să fiu mămică la fel de mult cum iubesc sportul, eu nu credeam că mai am loc să iubesc ceva atât de mult cum am iubit și cum iubesc notul, mai exact.
Dar iată că a fost loc și oricât ți-ar spune cineva înainte că viața o să ți se schimbe, că o să ai un feeling acesta de împlinire sufletească, în momentul în care iubești ceva la maxim, te gândești că parcă n-ai mai avea loc să iubești la fel de mult și altceva, dar iată că este loc. E un sentiment pe care nu-l poți explica în cuvinte, așa cum nu poți explica atunci când te urci pe podium, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, dar eu sunt ferm convinsă că și le doresc tuturor femeilor să, la un moment dat, chiar și ție, Gianina, să ai parte de acest sentiment. Mulțumesc. Pentru că viața nu ți se schimbă foarte mult, doar că ai tu mai multă energie și mai multă dragoste și de oferit și parcă și primești mai multă dragoste. E o împlinire așa mai spre 100%, să zic așa. Cum reușești acum să te împarți între toate aceste, nu știu, proiecte în care tu ești implicat? Federație, președinte la federație, ești și la stejarii, conduci acolo o școală socială și activitatea de mămică și probabil ai mult mai multe. Da, am foarte multe proiecte. Eu merg pe ideea că toate proiectele începute trebuie continuate și chiar dacă anul acesta am încercat 100% să merg către continuitate cu absolut toate proiectele, nu mi-au ieșit 100%, au ieșit doar 80%, dar sunt mulțumită că măcar am reușit să duc 80% la bun sfârșit, pentru că și perioada de sarcină a fost o perioadă foarte dificilă. Mie mi-a fost rău toate, în fiecare lună, să zic așa. Unele au fost mai dificile, altele mai puțin dificile, dar n-am avut o lună în care să fiu și eu liniștită și să nu-mi fie rău. De aceea sunt mândră că am reușit să duc măcar 80%. Și de unde găsești energie, o găsești. Chiar dacă nu reușești să dormi mai mult de 3 ore pe noapte, găsești energie, pentru că în momentul în care te uiți la acel copilaj pe care l-ai avut în pântec 9 luni de zile, n-ai cum să nu găsești energie. Și dacă vezi că ești foarte, foarte obosită, o cafea rezolvă toată oboseala. I-ai proiectat deja fetiței tale viitoarea carieră? Ești genul acela de mamă? Nu. Și trebuie să recunosc că nu sunt singură în această, să zic, nouă carieră. Alături de mine este, bineînțeles, și tăticul, viitorul meu soț, care este trup și suflet acolo lângă noi, și mai e și bunicuța, bunicuțele de fapt, dar mai mult mama mea, care s-a mutat cu noi. Și nu sunt genul care să programez tot, în afară că acum săptămânile acestea mă duc să-i fac un cont fetiței și să aibă și ea contul ei. Altceva nu vreau să programez, nu vreau să pregătesc, pentru că important e ca ea să fie sănătoasă, după care, când o să începem cu mișcarea, nu știu dacă asta ține de programare, dar nu cred, o să-și aleagă ea către ce sport se îndreaptă, dacă dorește să îndrepte către sport sau ce va vrea să facă. Mi se pare interesant cu această școală socială de la Stejari, care îți poartă numele. Nu știu dacă foarte mulți oameni știu de faptul că acolo vin copiii să facă mult mai multe sporturi, tenis, fotbal și așa mai departe. Gimnastică, la cea pe care tu o conduci, copiii vin acolo să facă not gratis, am înțeles. Gratuit, da. Este al cincilea an când noi facem această selecție. În fiecare an oferim 60 de locuri disponibile. Timp de un an de zile selectăm 60 de copii. Anul acesta au fost 115 copii înscriși. Și da, oferim cursuri de not gratuite timp de un an de zile, de două ori pe săptămână. Ceea ce nu oferim este transportul, bineînțeles, deci părinții trebuie să vină copiii la locație. După care ora de not este gratuită, antrenorii sunt deja obișnuiți cu acești copii de 5 ani de zile. Și da, facem lucrul acesta cu multă pasiune, cu multă dragoste și acum din partea mea cu și mai multă dragoste, pentru că parcă îmi sunt și mai dragi acești copii. Da, așa e, normal, pentru că știi și senzația de relație mamă-copil sau adult-copil. Da, eu sunt ferm convinsă că în 3-4 ani de zile o să fie și Caelia acolo pe lângă ei în apă. Ce nume drăguț are Caelia? Da, Caelia Ioana.
Are și nume de sfânt, cum suntem noi românii, să da. Punem. Păi da, că mi-am dorit să alegem și un nume de sfânt. Am avut de ales între Maria și Ioana și am ales Ioana. Mai mult tatăl a fost aici pe partea de nume de sfânt. Bun, Robert, te văd acum destul de determinat, dar știu că ai avut la un moment dat o perioadă în care ți-ai dorit să pui un fel de pauză la not, pentru că aveai nevoie de, nu știu, de o perioadă în care să fii tu cu tine, bănuiesc. Lămurește-mă tu! Da, o să vă lămuresc. Nu a fost o alegere de-a mea. A trebuit să iau această pauză de 4 luni destul de forțat, în urma unor analize medicale profunde. Mai mulți doctori, de fapt, și-au dat cu părerea de la Institut de Medicină Sportivă și au ajuns la concluzia că eu trebuie să opresc orice tip de efort, cel puțin pentru 3 luni, pentru că erau niște valori care nu arătau deloc bine și nu erau favorabile. Eu nu puteam să mai înot la nivelul la care o făceam înainte și să o fac calitativ, ca să spun așa. Eu am ajuns, cum au numit doctorii, într-un sindrom de supraantrenament, în care tot organismul meu era supra-solicitat și chiar la cel mai mic efort pentru mine era un cost metabolic uriaș. De aceasta trebuie să iau această pauză forțată. Din cauza acestei pauze am pierdut și campionatul mondial din Budapesta, însă această pauză a fost spre mai bine pentru că a trebuit să mă refac în proporții de 100% și am făcut-o. Și, cum am spus, a fost benefică ca să pot să reiau totul de la zero, chiar dacă nu a fost cel mai ușor lucru după 4 luni de stat pe bară, de stat pe uscat, reluarea activității a fost un pic mai complicată, însă am trecut cu bine de acest lucru și am reușit să ajung unde mă aflu acum. Bun, perfect. Noi avem o rubrică, se numește Zoom 5. Imediat revenim. Bun, la ce se referă această rubricuță? Noi vă vom pune 5 întrebări fiecăruia și v-aș ruga să răspundeți. Cu cine începem? Camelia? Cu Robert. Cu cine vrei? Ladies first, please. Care este frica ta cea mai mare? Frica mea cea mai mare? Să... Nu știu, boala. Care este cea mai mare realizare? Aici e, da, pot să zic două? Da, normal. Da, profesională și personală. Profesională, medalia de aur de la Atena din 2004. Personală, Caelia Ioana. Ce nu ai putea ierta? Ce aș putea ierta? Da. Nu știu. O minciună foarte mare, nu știu. Minciuna, cred. Care este cel mai mare regret al tău? Nu am regrete. Wow, ce bine! Nu. Care este cel mai mare defect? Asta trebuie să întreb pe altcineva. Nu știu, faptul că sunt prea sinceră, cred. Sau prea bună, câteodată. Cum să fie defect? Păi nu, e cel defect câteodată. E defect, nu știu. Pentru alții? Da, ție îți faci bine că e sincer, e foarte bine. Bun, Robert știe mai bine, pentru că el a studiat și studiază în continuare psihologia la un nivel mai profund, adică ai făcut un an de facultate, da? Am făcut chiar doi, pot să spun. Un an în România și un an în America până să mă întorc înapoi. Și ne-ai mărturisit înainte de emisiune că la un moment dat, după ce ți-atingi tu visele din punct de vedere profesional cu notul, vei vrea să treci la o nouă etapă profesională, acela de a deveni psihoterapeut. Zic bine? Desigur, da. Eu urmăresc să termin facultatea de psihologie, ulterior să trec și prin master și probabil și doctorat. Chiar vreau, după ce mi-închei socoteile cu... sportul, să mă axez pe acest domeniu profesional de psiholog sau psihoterapeut sau ceva în domeniul acesta. Bun, atunci înseamnă că întrebările noastre le-ai găsit răspunsurile mult mai devreme. Voi de face vreme. Tot posibil. Care este frica ta cea mai mare? Frica cea mai mare este frica de eșec, cred că. Adică, da, frica de eșec. Care este cel mai mare regret? Susțin punct de vedere al Cameliei, nu am niciun regret pentru că din toate experiențele, chiar dacă au fost mai mult negative decât pozitive, am avut cel mai mult de învățat și nu mi-e frică
să fac un pas chiar dacă este în direcția greșită, pentru că voi avea foarte multe de învățat. Care este cea mai mare realizare? Cea mai mare realizare, păi, pe plan profesional, cred că cea mai importantă realizare a fost să ajung în punctul în care mă aflu acum. Adică, prin câte experiențe am putut să trec de-a lungul anilor și câți antrenori am schimbat, am mers și în America și a fost o experiență nu tocmai plăcută. Am decis să mă întorc înapoi având practic zero speranțe, neapărat zero speranțe, pentru că speranța nu mi-a murit niciodată, dar zero așteptări, și am venit înapoi în țară cu un mare semn de întrebare. Iar eu mă consider că am fost foarte norocos ca domnul antrenor actual, Silviu Anastase, să fi fost deschis în a-mi oferi această mână de ajutor să mă antreneze el. Eu am acceptat și se pare că a fost cea mai bună decizie pe care am făcut-o în viața mea. Iar asta cred că este una dintre cele mai mari realizări. Eu să ajung în punctul acesta cu noua echipă formată actuală. Ce nu ai putea ierta? Nu aș putea ierta... Chiar este o întrebare puțin dificilă. Eu chiar încerc să iert totul, pentru că dacă ceva se face intenționat sau neintenționat, se face cu un anumit scop, iar persoana aceea, spunând ceva neplăcut, a avut un scop bine determinat în spate, o să spun așa, și s-a îndreptățit să spună lucrul acela, chiar dacă a fost urât la adresa mea, să mă supăr sau... toate persoanele sunt demne de iertare. Deci pot să iert, cred că, absolut totul ce mi se întâmplă. Chiar nu mă afectează. Care este cel mai mare defect? Cel mai mare defect? Oh, wow, da, asta din pielea mea este foarte greu să-mi văd defectele. E autocunoaștere. Așa este. Asta este o întrebare un pic greșită să fie adresată, pentru că eu chiar cred ca noi, toți oamenii, trebuie să ne concentrăm doar pe calitățile pozitive, uh-huh, și să le apreciem pe acelea și să le valorificăm și să le dezvoltăm la potențialul nostru maxim și să lăsăm deoparte defectele. Să nu ne uităm către defecte și să ne amăgim, vai că asta nu e bine, asta nu-mi place, asta poate să fie mai bună. Lucrurile sunt în felul lor, iar noi ne-am simțit mult mai bine și am fi mult mai fericiți dacă ne-am concentrat doar pe aspectele pozitive ale vieții, ale noastre, ale oamenilor, să acceptăm oamenii așa cum sunt și lumea înconjurătoare așa cum este. Deci n-ai niciun defect? Deci eu am încercat să reformulez puțin întrebarea, pentru că nu vreau să văd defectele nimic. Chiar dacă, adică, da, chiar este o întrebare foarte, foarte... Bun, fără. Poate până la final de emisiune ne dai și un răspuns. Bun, haideți să... aici se încheie rubrica. Am revenit în studio. De curând, Constantin Popovici a revenit în țară și se pregătește cu lotul național de sărituri în apă. Vedem un reportaj cu el și apoi detaliem aici în studio. Sărituri în apă, munca pe un vas de croazieră, celebrul Cirque du Soleil, iar acum high diving. Acesta este traseul primului român care a sărit de la înălțimea de 27 de metri. La 30 de ani, Constantin Popovici spune că le-a văzut și le-a trăit pe toate. Și are o poveste de viață impresionantă. A început în notul la 6 ani, iar 2 ani mai târziu s-a hotărât să se dedice săriturilor în apă. Simțea nevoia de adrenalină. În căutare de noi provocări, dar și de o stabilitate financiară, a ajuns să lucreze pe un vas de croazieră. Am fost contactat de un agent
unde mi-a oferit un job pe un vas de croazier. Inițial am spus nu, că nu sunt interesat. Pe parcurs m-am răzgândit, uitându-mă în spate și ce e pe lângă mine, am decis să plec și să mă gândesc la viitorul meu. Ulterior am schimbat foarte multe joburi. Am ajuns și în Las Vegas, am făcut parte din Cirque du Soleil. A fost o experiență unică, e ca și cum mai merge la Olimpiadă. După ce te lași de sport, pentru noi mai există opțiunea să faci spectacole în lume. Unii mă numesc circ, unii, eu zic că suntem artiști. Adică, ajungi la niște spectacole gen Cirque du Soleil, care nu mulți ajung și e o experiență unică. Cred că ăla e topul unde poți ajunge ca și performer. Nici viața asta nu i-a fost de ajuns. Voia altceva, mai mult. Așa că a ajuns să practice high diving-ul și să sară inclusiv de pe Casa Operei din Copenhaga. Tot se ritune apă, numai că e un sport diferit. Care este diferența între ele? Diferența de vreo 17 metri înălțime, da, și plus că e altă tehnică. De la 10 metri sari în cap, de la 27 de metri, 28, depinde de locație, sari numai în picioare. Ce trece de 12 metri înălțime, nu te țin umerii, corpul nu e făcut pentru așa ceva. De ce ai ales asta? Eu am mai făcut high diving de vreo 5 ani, dar nivel amator. Și anul acesta m-am decis să plec în Italia, tot așa, să fac niște spectacole, unde acolo aveam o platformă de 21 de metri și am zis că e șansa mea să mă antrenez toată vara, sperând ca la anul să intru în aceste competiții. 27 de metri a fost cea mai... 29 a fost cea mai înaltă platformă de pe care am sărit. Și îți doresc să sari și mai sus de atât? Deocamdată nu, pentru că înainte concursurile de high diving se puteai să-ți alegi orice săritură și să-ți adaugi o diferență de metraj, să zic așa. Dar acum noul regulament ai să limiteze undeva la 27 metri. Câteodată n-ai opțiunea să pui 27, pui 28 sau pui mai jos niciodată. Cei mai sus devine riscant. Plecat aproape majoritatea timpului din țară, Constantin Popovici s-a gândit să revină pe meleagurile natale și să încerce să ajute high diving-ul să se dezvolte și în România. A revenit la condițiile pe care le lăsase cu ani buni în urmă, pentru că, în lipsa unor bazine, săritorii în apă se pregătesc pe saltele. Mai antrenează cineva pe saltele? Între timp ai mai aflat de cineva? În alte țări nu. Nu, până și bulgarii și sârbii și da, au condițiile care trebuie. Dar noi tot așteptăm acel bazin de lângă București. Ca și la 10 metri și la 27 și ca și când ai merge pe stradă, poți să te accidentezi, dar noi suntem profesioniști și nu ne gândim că te poți accidenta, noi ne vedem de treabă și încercăm să uităm de problemele astea de zi cu zi. Dar viața nu a fost întotdeauna ușoară cu el. Mărturie stă o accidentare care i-ar fi putut pune capăt carierei. Am avut câteva accidentări, cele mai grave au fost, m-am operat la umăr acum vreo câțiva ani. Am avut un accident foarte, foarte grav în Vegas, când am fost la Cirque du Soleil. Și anul trecut, asta e ultima accidentare de anul trecut, dublă fractură la piciorul drept, vreo 8 șuruburi, mă rog. Am sărit de la 20 de metri într-o piscină foarte micuță, așa era conceput spectacolul, era un bazin foarte mic, avea decât 2,80 m adâncime. Nu era prima oară când sar, am mai făcut sărituri, dar am făcut o săritură perfectă și normal acolo era o tehnică de intrare să mai încetinești săritura sub apă, dar am făcut o săritură unde am intrat foarte bine și am venit cu foarte mare viteză pe fundul bazinului și...
l-am urmărit pe Constantin Popovici, sportivul nostru de la sărituri în apă. Între timp s-a apucat și de high diving. Tot aștept bazinul de lângă București, a declarat Popovici în reportaj. Ce e cu acest bazin, Camelia? Da, chiar dacă sună iure acum că merită așteptarea, bazinul este 99% gata. Dar nu va fi deschis anul acesta, din păcate, pentru că am înțeles că mai trebuie făcut drumul până la piscină și parcarea de lângă. Deci, așa să zicem, aproape sigur că va fi gata în luna iunie anul viitor. Și de ce spun că merită doar la figurat această așteptare? Pentru că performanța nu are nevoie de nicio pauză. Zic că merită pentru că este un bazin superb, cu bazin olimpic de înot polo și înot sincron, cu bazin de sărituri, tot la dimensiuni olimpice, dar și cu sală de pregătire de nivel internațional, așa cum probabil Constantin este obișnuit de la marile competiții. Eu am sperat că să facem această inaugurare a bazinului în luna noiembrie acestui an, dar din păcate, pentru că tot ce înseamnă drumuri de lângă bazin nu sunt gata, va mai fi amânat cu câteva luni, dar eu sper că în momentul în care intrăm în acest bazin să nu mai ieșim și acolo să fie și bază de selecție pentru viitorii campioni de mâine, dar mai ales să fie locul acolo unde o să se pregătească sportivii care merg către Tokyo, dar și către Paris 2024. Bun, Camelia Potec, Robert Glință, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la Zoom Sport. Vă mai aștept și cu medalii, pentru că urmează campionatul mondial acum de curând, nu? În bazin scurt și aș dori să spun și eu bine a venit înapoi în lotul național lui Constantin Popovici. Bun, îl așteptăm să facă performanțe reprezentând România. Mulțumesc mult de tot. Doamnelor, domnilor, aici se încheie emisiunea Zoom Sport. Sunt Gianina Iacob. Rămâneți în continuare pe Telecom Sport.